și să mergem treptat în măsură ce reușim să implementăm. Tocmai, dar nu am zis că mâine. Nu, mâine, chiar și anul ăsta. Anul ăsta nu cred că e posibil. E prematur din punctul meu. Nu avem deocamdată... În momentul când ai dat oferta la un anumit standard. Trebuie să ridicăm puțin ștacheta, ca să odată venit un om, odată venit, știți foarte bine, e ca în vânzări, îți mai aduci și zice să o stăriturici. Unul care n-a fost mulțumit, n-a găsit nimic aici și l-am chemat degeaba, s-a zis să spună la acest domnule. Aveți ca ce merge acolo. Bănuiesc Bucșină Scuzudor și încerc anul acesta să deschid prima pensiune ecologică din Botoșani. Mulțumesc, îl aștept. Cred că este una dintre strategiile pe care Ministerul de Turism o are în vedere într-un sat. Asta e ideea, aici vrea să ajung. Nu, secret, aici vrea să ajung. Ideea dezvoltării turismului rural este o idee pe care Ministerul Turismului vrea să o să spun imediat. Deci, dar nu e vorba de suspans, e vorba de strategie pe termen lung, la nivel de Botoșani. Cred că am fost un pic ignorat de către oficialități, dar întotdeauna tot rău are binele lui. Faptul că noi am fost izolați și faptul că industria, mă rog, de 20 ceva de ani s-a cam pierdut pe aici printre betoanele astea care se uitate de timp, ne poate acorda acum un atu, în sensul că putem face turism ecologic, turist rural, nefiind afectat, nefiind poluat aerul și satele noastre încă păstrează atmosfera cea străveche de anii 1700-1800, vă invit să vedeți cum s-a oprit timpul în loc și cum oamenii n-au nicio treabă, deci lor nu le pasă de internet sau nu le pasă de, mă rog, cuceririle revoluționare ale tehnice moderne și tablete și ce mai apar acum, care merg la pășit, care merg la, mă rog, la șezător, să zicem așa, care se ajută, mă rog, pe timp de iarnă să desfunde cărarea unei bătrâne să ducă la apă sau să mai... Ideea este următoare. Putem folosi acest potențial. Eu încerc cu cai, cu sânii, cu caleașcă, cu șaretă, cu ce credem noi că am putea pune în valoare turismul. E ceva inedit, să zicem, deși e vechi de pe lumea. Numai că am ignorat un pic, fiind cuceriți de noile tehnologii, și am uitat de ne-am plecat, am uitat să mâncăm sănătos, am uitat să mâncăm tradițional. Eu încerc să reiterez un pic, nu știu în ce măsură o să reușesc, pentru că tot felul de impedimente, cum vorbea și domnul Căjbăneanu și toți care știți în domeniu, apar tot felul de piele și tot felul de factori. Care... Și la aprobări și la tot felul de hârțogărari, ca să spunem pe direct. Ca să obții toate documentația, toate aprobările, toate certificările astea durează o altă vreme. Eu am terminat clădirea, am terminat tot și acum cred că durează jumătate de an să obțin aprobările în față. Să pot demara lucrarea, adică se dau... Da, se desfășură activitatea în mod corect. De exemplu, brevetul care se obține pentru manager de pensiune turistică durează 6 luni de zile. 720 de ore. Ce pot să învăț eu 720 de ore, care oricum știu să fac, ar trebui să stau să mă învețe cine. Mă învață cineva care ia de pe caiet și îmi spune mie, practica ne omoară. Deci aici e problema. Pentru că în momentul când mi-am implicat niște bani în joc, eu am tot interesul să scot cât mai repede la capăt să scot bani. Dacă eu stau acum 6 luni de zile să petrec pe la școală, nu zic că nu e util, util, dar să pot face cursurile astea și prin internet, online, să, nu știu, acum brevetarea lor. O faci cursurile online, dar nu știu dacă brevetele sunt recunoscute. Iar așa loc de problemele astea. Da. Eu invit și la nivel de oraș, cred că orașul Botoșani este un oraș verde. Apropo de branduri și apropo de culori și apropo de asta, sugerez să facem pe internet un fel de concurs. Vedeți, bă, și cu premiile pe cazul. Cel mai bun brand să fie premiat, mă rog, recompensat, iar revin la turismul verde. Botoșani are atu de a fi dintre primele orașe din țară la spațiu verde pe cap de locuitor. Avem, mă rog, peste 25 de metri pătrați pe cap de locuitor. Sunt incluse și alte zone. Sunt și alte zone, că sunt verzi de la mama natură. Așa. Sunt tramvaile care sunt considerate mijloace de transport ecologice și care sperăm cât de curând să fie mai nouțe, mai ecologice decât atât. Avem două companii puternice la nivel eco, să zicem,
El Sacru și Electroalfa, care au creat deja parcuri eoliene, respectiv solare, care ar putea în colaborare să folosim, de exemplu, iluminatul public, total, doar din, din sursa asta de energie regenerabilă. Apoi, dacă ați călătorit toată lumea de aici, călătorit în străinătate, au un mare efect coșurile astea de flori prinse de stâlpii de iluminat public, undeva de subtul lor, cât se poate o dar, cât nu poate fi, mă rog, vandalizate. Sunt niște flori așa care pică în... O excursie la Viena, la Prater, pentru documentare. Sper să le văd. Deci, astea sunt părerile mele, eu le împărtășesc. Apoi, sunt foarte reușite. Brandul Ienescu, pe care, mă rog, cu brio reprezintă România, până la urmă, cu Festivalul Național. Ei, noi am putea la Botoșa, fiindcă tot de aici se trage ce domnul Ienescu, măcar să facem un festival național de muzică, de concurs de vioară, de exemplu. Un concurs, așa cum dumneavoastră s-a lansat concursul de Ienescu. Este concursul. Cu cât mai mult suntem vizibili, cu atât mai mult vor veni turiști. Avem nevoie de un boom. Deci doar un boom ne poate scoate în evidență. Deci cu lucruri mărunte, mai facem un chioș, mai facem, nu zic că nu e important, totul e important. Dar faptul că scoatem așa ca un ghiocen capul de sub zăpadă, mai ales Botoșanul, care este una dintre culturii până la țării, și automat nu e legat de Suceava, pentru că ce avem noi n-are Suceava și invers. Sau poate chiar noi avem tot ce ar trebui să aibă și Suceava, dar ei nu au. Nu au teatru, nu au filarmonică. Ei, noi avem mănăstiri, dacă e solul ăsta. Avem de cineva de la cine grandă aici. Așa. Avem și polnici, care ne poți dori cu acolo. Avem lucruri cu, care pot... Da, și pe default, dar nu.